arăta și când îi plăcea mai citându-i și asumul de FM cel nou, cu mare emoție vă spun că sunt mama Mariei. Eram căsătoriți de 4 ani de zile, ne doream foarte mult un copil, copil care întârzia să apară, medicii ne spuneau că nu este nicio problemă la mijlo, nicio problemă care ne-ar putea medica să avem un copil. L-am cunoscut pe Sfântul Efrem undeva în anul 2014, cred. L-am cunoscut așa, discret cumva, am aflat de el, i-am citit viața, m-a impresionat. Dar Sfântul cumva era acolo prezent în viața mea, mă. Când mă rugam Sfinților, îl pomeneam, dar nu avea așa o prezență vie, nu se remarca. După cum a pomenit și Alexandra, am citit și eu cartea cu minuni ale Sfântului Efrem, cu privire la copiii născuți și nenăscuți, deoarece ne doream foarte mult un copil și automat asta era printre prioritățile mele. Iar 2016, Nicola Cărmin, că știi, am participat în februarie la lansarea de carte. Am fost foarte emoționată și foarte impresionată de tot ceea ce am aflat atunci. M-a impresionat faptul că erau prezentate atât de multe minuni din România. Adică, nu știu, citești despre minuni petrecute în alte țări, te impresionează, dar cumva nu le simți așa personal. În acel moment chiar soțul meu era în Sfântul Munte și se ruga Maicii Domnului pentru o minune. Am plecat impresionată de la lansare și am decis, la întoarcerea soțului, în februarie 2016, că este cazul să mergem la un medic specialist în fertilitate, pentru că acea replică, nu aveți nicio problemă, dar cu toate astea de 4-5 ani nimic nu se întâmplă, nu ne consola. Am început să ne rugăm foarte tare Sfântul Efrem. Sfântul Efrem are două acatiste. Unul dintre ele este, sau bine, probabil că sunt mai multe, dar două știu eu. Unul dintre ele este dedicat copiilor nenăscuți și născuți și este cu minuni cu și despre copii. Am început să citim. Eram impresionat, nu știu, îl citeam așa, efectiv, poate o să sună neplăcut, dar fără să mă plictisesc, îl citeam așa pisete. Și chiar mi-aduc aminte că nu știam la ce medic să mergem. Aveam o listă cu 4 medici, toți specialiști în fertilitate, dar la care să mergem. Ne-am rugat seara amândoi, iar a doua zi am primit un telefon de la o persoană care nu este practicantă, nu are nicio treabă, și absolut tangențial mi-a povestit despre o fată care și ea încerca să aibă un copil și mergea la un medic foarte bun. Dar nici nu știu cum să vă spun cum a ajuns discuția în punctul ăsta, pentru că noi, eu cu această persoană, nu discutam despre asta. Am întrebat-o care este numele medicului, a aflat, mi-a dat mesaj și mi-am deschis e-mail-ul și era unul dintre cei 4 medici. Și atunci am spus, măi, dacă noi aseară ne-am rugat amândoi, e clar că asta e cadrul. Am reușit să obținem o programare. La prima întâlnire cu doamna doctor Vești de nou de loc bune, ecografic și-a dat seama că am o problemă, cu toate că fusesem și la alți medici, iar din prima și-a dat seama că am o problemă, au urmat investigații, iar în final, diagnosticul a fost de rezervă ovariană mică, care, eu având 29 de ani, rezerva mea ovariană era unei femei de 43 de ani, adică ovule puține și foarte proaste. Iar obținerea unui sarcin natural era exclusă, soluția cea mai eficientă fiind fertilizarea in vitro. Am insistat și am obținut de la doamna doctor, ok, haideți să facem o inseminare, dar asta așa, facem 3 inseminări ca să fiți voi liniștiți, dar eu vă zic că fertilizarea este singura variantă. Mă rog, din motive personale, nu ne doream să facem fertilizare. Am efectuat inseminarea artificială, am rămas însărcinată, însă la câteva zile am pierdut sarcina. Medicul a insistat foarte tare ca în luna următoare, fiind deja cumva într-un curs de tratament, să mai facem, să continuăm tratamentul, să stimulăm, să facem stimulare ovariană și să facem o altă inseminare.
La acest medic foarte, programările se obțin foarte greu, așa că am obținut o programare undeva într-o zi de joi, la ora 8 și jumătate seara, în condițiile în care în acea zi eu eram cu serviciul într-un timp building. Șefa mea mi-a garantat că la ora 7 vom fi în București, ei, iată că am ajuns la ora 11 noapte. Tot drumul în autocar am plâns pentru că mi-am dat seama că mi-am ratat o șansă. După cum au spus și persoanele antevorbitoare, cumva Sfântul Efrem a avut alte gânduri cu noi. Și ceea ce, ce noi am considerat că a fost o șansă ratată, de fapt, a fost o șansă câștigată. M-am întors în București și am hotărât cu soțul să mergem înainte, să ne liniștim. Și în săptămâna următoare, în săptămânile următoare, într-un an de săptămâni următoare, chiar am fost la Mănăstirea Târgușor, din județul Constanța, unde se află, unde la vremea aceea, în 2013, se afla un veșmânt întreg al Sfântului Efrem. Aflasem despre această mănăstire chiar de la lansarea de carte, pentru că nu știam. Am fost foarte emoționată pentru că au fost cu noi și părinții mei. Mama mea este o persoană ortodoxă practicantă, dar tatăl e mai leneș, așa. Nu știu ce i-a impresionat acolo, dar i-am văzut pentru prima dată rugându-se cu foarte multă râvnă. Deci ceva la racul acolo i-a impresionat. Tatăl meu a citit Acatistul, asta spune foarte multe. Așa. Și le-am văzut de viață. Peste două săptămâni, venind de la o mormântare, mi-am făcut un test de sarcină. Și era pozitiv, obținusem o sarcină naturală. Când am mers la prima consultație de confirmare a sarcinii, doctorita m-a întrebat și când a avut loc inseminarea sau fertilizarea, nu mai țin minte, deja s-a făcut dumneavoastră? Păi vă spun, n-am făcut nimic. Nu, este imposibil. Obținusem o sarcină naturală, eram foarte fericiți, burtica creștea, am trecut cu bine de morfologia din trimestrul 1, iar la morfologia a doua, la 22 de săptămâni, ne-am dus râzând, eram foarte fericiți, însă am primit un diagnostic destul de grav, precedat de un moment de tăcere și de privire gravă a medicului. Copilul avea o tumoră în zona sacro-coccigiană, adică la fund, o tumoră numită teratom sacro-coccigian. M-am speriat foarte tare pentru că reacția medicului a fost de a tăgea și de a mă încuraja să merg cât mai repede să discut cu medicul meu. Am întrebat, va trăi, a ridicat din nume și s-a ridicat cu scaun. Au urmat următoarele două săptămâni, am mai făcut încă trei morfologii. Doi din patru morfologiști ne-au spus că primul morfologist, mă rog, nu ne-a spus să facem abort, dar a ridicat din nume. Următorul ne-a spus, ne-a întrebat direct. Și când doriți să ce? Păi să faceți întreruperea de sarcină. Vă mărturisesc că eram împinsă pe acel pat, medicul tot ecografia. Menționez că la fiecare dintre morfologii nu am menționat de ce am venit. Am spus, bebelușul are o problemă, vă invit să descoperiți. Diagnosticul a fost același, nu exista nicio urmă de îndoială. Și vă mărturisesc că atunci când medicul mi-a spus să fac întrerupere, m-am gândit la două lucruri. Că noi ne-am dat foarte mult Maicii Domnului și că dacă acest copil a venit oferit gratuit, cumva, de Maica Domnului, nu avem niciun drept ca noi să-i luăm viața. Și m-a fulgerat gândul la Acatistul Sfântului Efrem, unde sunt prezentate cazuri de persoane, chiar un preot, cărora la fel în sarcină li s-a recomandat să facă întrerupere de sarcină cu problema copilului nefiind compatibilă cu viața. Sau generând în viitor probleme foarte grave. Și atunci am spus medicului exclus, mergem înainte. Bun. Deja la următorii doi morfologiști n-am mai pus problema ce părere aveți, dar știți din stat, știi că are o problemă, trebuie să facem abort, ce ne puteți sfătui de acum înainte. Problema era clară, confirmată. Am început să căutăm chirurg pediatru care la nașterea copilului ar fi putut să ne ajute. Am mers la unul dintre cei mai buni chirurgi pediatri recomandat. Am plecat de acolo plângând în hohote pentru că la fel a ridicat din numere, a zis că nu știe cum va fi, că nu ne poate încuraja să păstrăm sarcina. Mă rog, perspectiva era foarte tristă. Am aflat de un alt
alt chirurg, de la un spital de copii, mai exact de la Marie Curie. Și am început să ne rugăm Sfântului Efrem să ne ajute să găsim răspunsurile pe care le căutam. Practic, noi aveam nevoie de un traseu. Asta ne doream, să avem un traseu de urmat, să știm cum putem ajuta acest copil. Riscurile erau foarte mari, tumora avea componentă externă și evolua, creștea foarte rapid. Era practic o gâlmă, la funguleț, dar avea și componentă internă. Componenta creștea acea tumoră odată cu copilașul. Și exista riscul ca inima să nu reziste, copilul să intre în suferință fetală și neavând un număr de săptămâni necesar nașterii să nu supraviețuiască și de asemenea exista și riscul ca componenta internă să crească și să avanseze pe șira spinării și să ajungă la măduvă, copilul paralizând însă din uter. Nu știu ce se întâmplă, dar la fiecare ecografie realizată de un morfologist celebru din București, care chiar m-a ajutat foarte mult pentru că ne-a oferit niște imagini foarte clare, copilul nu își mișca picioarele. Deci la fiecare ecografie nu își mișca picioarele și săracul ridica din lume și ne spunea că nu mă poate încuraja, nu poate să știe dacă a paralizat deja sau nu, pentru că nu își mișca picioarele. Cum ieșeam de acolo, eu simțeam bum bum, dar în momentul acela nu se întâmpla nimic. Bun. Și am aflat acest medic de la Marie Curie și am mers într-o bine seara când știam că este de gata. Ne doream să avem o discuție față în față, în liniște. Intrând în spital, medicul se afla la... Noi nu știam. Medicul se afla la etajul 3, dar noi am mers la etajul 2. Cu greu am reușit să intrăm pe secția de chirurgie. Noi nu știam că în spital sunt două secții de chirurgie pediatrică. Și am mers la etajul 2, unde am întâlnit prima secție, am văzut scris acolo mare, chirurgie pediatrică. Am intrat pe hol și am auzit într-o sală de tratament o asistentă care vorbea unei mame cu un copil bolnav de cancer în brațe. Copilul era foarte mic până într-un an. Copilul meu a avut o tumoră și risc de malignitate, adică de cancer, pe mine m-a marcat momentul ăla. Îi vorbea unei mame și îi spunea cu foarte multă blândețe că ea trebuie să se împărtășească, să împărtășească și copilul, să se spovedească și să se roage foarte mult Sfinților. Și a enumerat mai mulți Sfinți, printre care și Sfântul Efrem. Atunci am zis, a, hai să rămânem aici pe bol, e clar că trebuie să vorbim cu această asistentă. Am intrat la doamna asistentă, așa o chestie amuzantă, eu eram cu burtică și pentru a ajunge acolo pe etaj m-au oprit de la recepție și își doreau să-mi facă fișa copilului și îmi cereau CNP-ul. Eu tot le spuneam, copilul este nenăscut, nu am cum să vă dau CNP-ul, mă rog, am reușit să ajungem pe etaj, dar am văzut așa niște situații aparte. Bun. Și această asistentă, povestindu-i ce probleme avem, ne-a luat de mână și, nu știu, ne-a privit cu foarte multă dragoste și ne-a dat așa foarte multă încredere spunându-ne, dar nu mai spuneți că are un tumor, copilul până nu se naște, voi dacă vă rugați până nu se naște, voi nu știți ce are el acolo. Și ne-a spus, dar pe ce căuta? Și am spus numele medicului pe care îl căutăm și spune, dar nu mai bine veniți voi luni dimineața la 7:30 să o cunoașteți și am să menționez și numele medicilor pentru că simt că le datorez asta. Nu mai bine veniți voi luni de dimineață și să o cunoașteți pe doamna doctor Bratu? Nu știu, când vă povestesc și când am povestit și altor persoane, cumva pare stupid să fi plecat de acolo, fixat pe doamna doctor Bratu, când noi căutam pe altcineva ce ne fusese recomandat de mai mulți medici. Dar noi asta am făcut, am simțit că asta e cald. Luni de dimineață am cunoscut-o pe doamna doctor Bratu, iar luni seara l-am cunoscut pe domnul doctor Spătaru, ucenicul doamnei doctor Bratu, la care, fără să știm, aveam o programare. Au fost primii medici care ne-au încurajat, care ne-au trasat, ne-au efectiv, domnul doctor Spătaru ne-a desenat pe hârtie ce are probleme, ce reprezintă problema copilului. Ne-a arătat poze din telefonul mobil cu copii operați de așa ceva, care acum au o viață normală. Era prima dată când mi se spunea că nu vom avea un copil cu handicap. Am prins curaj. Așadar, am început să zâmbim, am început să ne rugăm în continuare. Aveam momente de disperare, mai ales în noaptea aveam insomnie și mă trezeam și eram efectiv, nu știam încotro să o iau. Și exact cum a spus și Nicoleta mai devreme, în acele momente nu puteam să mă rog și să citesc un acatist, pentru că nu puteam concentra. Dar strigam la Maica Domnului și la Sfântul Efrem. Și a doua zi mă simțeam
așa încrezătoare și aveam putere să merg mai departe, să mâncă-i burtica, să mă bucur, să... La un moment dat mi s-a recomandat să facem înainte de naștere cu câteva săptămâni, s-a recomandat să facem un remene fetal. Toate clinicile private din București, atunci când intri pe site-ul lor, au remene fetal. Dar când sunt să faci o programare, nimeni nu face remene fetal. Niciun medic nu se bagă să facă remene fetal. Remene fetal înseamnă că mama face remene și în cadrul remeneului făcut mamei este practic văzut copilașul. Din nou ne-am rugat foarte mult Sfântul Efrem, s-au rugat foarte mult și la biserica unde mergem s-a creat, am aflat ulterior, s-a creat un grup de rugăciune. O serie de persoane se rugau pentru noi, fără ca noi să știm în taină. Se știa rugarea mea către Sfântul Efrem și sunt convinsă că s-au rugat și Sfântul Efrem pentru noi. Cu ajutorul de doamnă doctor, chiar din biserică, am primit un telefon într-o vineseara, că nu mai aveam ce speranță să facem acest remene fetal. Menționez că acest remene fetal i-a fi ajutat pe medici la nașterea copilului să știe cum abordează și cât de urgentă este operația. Și într-o vineseara am primit un telefon, ți-am găsit medic. Ok, am mers la o clinică. Și spre surprinderea mea, doamna doctor care mi-a efectuat acest remene fetal, de o calitate excepțională, era o doamnă doctor ecografist din Spitalul Polizmic, Micaela Lucrescu este numele ei, un ortodox practicant. Nu vreți să știți ce a însemnat pentru noi să întâlnim un medic ortodox în acele momente. Chiar după remene ne-a invitat în cabinetul ei și ne-a vorbit foarte mult și nu doar despre aspecte medicale. Ne-a încurajat foarte mult. A venit și luna februarie. La sfârșitul lunii februarie am născut prin cezariană. Contrar așteptărilor, am născut cu șeful, am născut la Spitalul Giulești, cu șeful de secție de la neonatologie, pentru că și medicii erau puși în gardă, copilul avea o problemă gravă, trebuia preluat de cineva, de o echipă specializată și bună. Copilul a primit scora abia 10. Tumora exista. Era exact în capul copilului. Chiar o rugasem pe doamna doctor ginecolog, când scoate fetița, să nu mi-arate tumora. E, exact asta a făcut. Mi-a arătat așa, fix cu tumora, să o văd. Acolo, la Giulești, am fost îngrijită foarte bine și doamna doctor, șefă de secție de la neonatologie, la fel, o doamnă doctor ortodox practicant, cu foarte multă dragoste l-a sunat pe soțul meu când ieșit într-o gardă lungă, la 11 noaptea, explicându-i că acest copil, noi ne doream foarte mult să o botezăm atunci în spital, pentru că ne doream că dacă se întâmplă ceva, ea să fie botezată. Și cu atât de multă dragoste, mai ales aflând că iubim pe Sfântul Efrem, l-a sunat pe soțul meu la 11 noaptea și a stat 45 de minute la telefon să-l convingă să nu boteze copilul în spital, pentru că acest copil va supraviețui și că Sfântul și Marele Mir să îi fie dat pe cicatrice spre vindecare, nu spre acea gârmă care ar fi ajuns într-o pubelă dintr-un spital. Ne-a impresionat foarte tare acest aspect și această dragoste. Maria a fost transferată la Spitalul Marie Curie, iar în ziua 9 de sarcină a fost operată. Iar din acel moment a devenit un copil normal. Nu am mai avut absolut nicio problemă cu ea. Nu știu, poate doar probleme minore, dar prima febră zărită de 39 a avut-o acum 2 săptămâni. Și acum are 2 ani și jumătate și mai devreme zburda și prin sală. Vă îndemn cu toată dragostea să-l chemați pe Sfântul Efrem, orice problemă ați avea, și să aveți încredere că mai devreme sau mai târziu Sfântul vă va asculta. În luna aprilie acestui an, ne mai doream încă un copil, și în luna aprilie acestui an, 2 medici mi-au spus că dacă vreau, pot merge din nou la o clinică de fertilitate, să reluăm iarăi seminarul. Am spus, nu e cazul, noi avem acum un copil, cum va avea Dumnezeu. Și noi am continuat să ne rugăm în taină. Iar acum eu sunt însărcinată în 17 săptămâni. La Dumnezeu absolut totul este posibil. Iar pe mine mi-a impresionat foarte tare faptul că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și prin Maica Domnului și
a lucrat prin oameni. Asta ne-a impresionat. Că, și ne-a învățat că trebuie să avem mereu încredere, că Sfinții ne vor indica calea. N-am avut nevoie de sume exorbitante, pur și simplu lucrurile s-au legat și chiar ne simțim nevrednici. Când Nicoleta m-a invitat să vorbesc, mă simțeam efectiv nevrednică. Dar ăsta este mesajul pe care îl pot eu transmit în acest moment. Să aveți încredere în Dumnezeu, în Maica Domnului și în Sfinți. Iar în Sfântul Fulger, să aveți mereu încredere și să-L rugați oricare ar fi problema. Iar dacă simțiți că nu aveți putere să... Asta am simțit eu pe pielea mea. Dacă nu aveți putere să faceți o rugăciune elaborată, măcar o rugăciune scurtă, dar cu tot sufletul. Vă mulțumesc!